Епископ Бельский Фалешский Маркел осудил отказ депутатов парламента поддержать инициативу фракции ПКРМ об отмене положений закона о равенстве шансов, обеспечивающих интересы сексуальных меньшинств в Молдове. Соответствующая инициатива была озвучена 23 мая во время пленарного заседания председателем ПКРМ Владимиром Ворониным. Cea mai mare crimă care voi o faceți împotriva religiei, împotriva credinței. Partidul Comuniștilor, fracțiunea, pe 31 mai 2012, a înregistrat inițiativă pentru modificarea legii despre nediscriminare. 31 mai 2012. Peste câteva zile, 31 mai 2013. Nici astăzi, în ordine de zi, nu se introduce. Deci eu propun categoric să fie introdus acest proiect de modificare a legii în ordine de zi și cer ca votarea să fie nominală. Acei care sunt de această opinie homosexuală să nu se rușinească, să voteze, normal. Acei care au alte inclinații, tot așa să fac chestiile acestea. Acei care au ascuns un an de zile acest proiect sub masa Parlamentului, fiind la conducerea Parlamentului și altor instituții, să-și iei decizie. Acei care n-au soveste și n-au credință și n-au nimic în ei, să părăsească și sala și Parlamentul, și este posibil să părăsească și Republica Moldova, niciun fel de regret nu o să fie. Eu solicit în mod foarte serios să fie introdus în ordine de zi acest proiect de lege. Propunerea domnului deputat Voronin de a include în ordinea de zi proiectul cu numărul 1173. Cine este pentru, vă rog, votați. 28, sectorul 1. Sectorul 2, 11. 0. 39 de voturi, număr insuficient. После состоявшегося в парламенте голосования епископ Маркел заявил, что только у 39 депутатов была смелость заявить «нет» содомизации страны. Остальные своим молчанием или отказом поддержать инициативу ПКРМ избрали роль адвокатов еврогомосексуализации. În loc să anuleze legea antidiscriminării, inițiativă propusă de unii deputați ce prezintă dorința majorității covârșitoare a populației, ei, conducerea noastră, au ales să homosexualizeze și să îngenuncheze mai departe propriul popor în fața acestei minorități, numită pompos comunitate, alcătuită din oameni degradați moral și psihic. O asemenea batjocură, poporul nostru n-a cunoscut niciodată. Din cei 101 deputați, doar 39 au avut curajul să zică nu sodomizării țării. Ceilalți au decis, fie deschis, fie prin tăcere eschivare, să-și descopere orientarea lor morală sau fiziologică netradițională, devenind totodată avocații euro-homosexualizării Moldovei. Acum, domnilor deputați, cred că sunteți conștienți că, cred eu, că lumea trebuie să vă cunoască în față, că istoria trebuie să vă înveșnicească cu înfățișarea voastră homosexuală, sodomite, și de numele vostru se vor rușina și copiii și nepoții voștri. Va trece nu mult timp și voi vă veți acoperi de blestemul oamenilor, copiii cărora vor cădea pradă politicii voastre amorale, pentru că într-aceasta constă esența lucrării homosexualilor în țara noastră, de a converti copiii, generațiile în creștere, pentru a-i face ca și ei. Депутаты, сохранившие в действии положение закона о недискриминации, недостойны звания депутатов парламента, и их следует считать прогомосексуальными агентами, заявил епископ Бельский и Фалешский Маркел. Священнослужитель уточнил, что общее собрание прихожан православной церкви, которое состоится не позднее, чем через месяц, обсудит вопрос об отлучении от церкви лидеров нынешней власти и депутатов бывшего парламентского коалиционного большинства, участвовавших в разработке и принятии закона о равенстве шансов. Deși Sfânta Biserică, așezământul iubirii, dar și al dreptății dumnezeiești, nu operează cu răzbunări, totuși ea nu poate să rămână indiferentă, nu poate să rămână pasivă față de ucigașii sufletului creștinesc, pentru faptele satanice ale cărora a rânduit strictețea sfintelor canoane, care prevăd excomunicarea din
lucrul din locul haristic și duhovnicesc al bisericii din poporul creștinesc. Ceea ce înseamnă că cel excomunicat nu este nici botezat, nici cununat, nici spovedit, nici împărtășit și chiar nici înmormântat după rânduiala bisericească. Eu, de fapt, odată ce mă exprim în numele Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, care are aceeași părere, nu vă doresc să nimeriți în lista excomunicaților, pentru că aceste liste vor fi atârnate pe ușile la intrarea în biserici, ca să știe lumea pe aceste persoane. În acest sens, dacă nu veți aduce roduri de îndreptare și de pocăință, vom ridica problema excomunicării voastre la adunarea generală a Bisericii Ortodoxe din Moldova, care, iată, se pune la cale să se organizeze. Adică și ca biserica în plinătatea ei, în sobornicitatea ei, să se dezică de acești slujitori ai mamonii, adică de cei care contribuie la nimicirea sufletului sau la pângărirea moralei publice. Напомним, 18 мая на собрании Синода Православной Церкви Молдовы было принято решение о противодействии скандальному закону. Митрополит Владимир уточнил, что властям был предоставлен месяц для его отмены. В противном случае церковь проведет общее собрание прихожан, во время которого обсудит дальнейшие шаги, после чего приступит к массовым акциям протеста. Напомним, во время состоявшегося 23 мая пленарного заседания законодательного органа фракция ПКРМ предложила включить в повестку дня вопрос о внесении изменений в закон о равенстве шансов, в том числе и потому, что данная инициатива была зарегистрирована еще в конце мая 2012 года. Либерал-демократы, демократы и либералы отказались рассматривать инициативу. В знак протеста депутаты от ПКРМ покинули заседание, а председатель партии коммунистов объявил, что возглавляемое им политформирование присоединится к протестам против закона о недискриминации. Тем временем, 19 мая, несколько десятков геев и лесбиянок прошлись маршем по улицам столицы. Представители нетрадиционной сексуальной ориентации поддержали многие официальные представители Европы и США, в числе которых еврокомиссар по внешней политике и добрососедству Штефан Фюле.